Cetățenii orașului Novi Sad, care nu sunt de naționalitate română, au ocazia să învețe această limbă la școala particulară de limbi străine, Life College. Sunt profesoara de limba română aici la școala particulară Life College din Novi Sad. Am 4 cursanți începători. Am început cu cursurile în februarie anul acesta și mă bucur că ați venit și voi să vedeți cât de bine știu să vorbească și să citească în limba română. Tradițional la această școală, în ultima sâmbătă din lună, se promovează cultura și limba unei țări. La sfârșitul lunii mai a fost promovată cultura și limba română, care a început prin interpretarea cântecului Ba de Pălărie Nouă. Tu-mi-ai rupt inima în două, la-di-da-di-da-di-dam. Tu-mi-ai rupt-o, tu m-o coasă, cu-n fir roșul de mătasă, la-ri-ram, la-ri-da-ri-dam, la-ri-da-ri-da-ri-dam. În seara aceasta am pregătit o prezentare de limba română, la fel și de cultură, de civilizație și de istoria României. La fel am pregătit și două expoziții. Prima expoziție de port românesc din Banat, din Banatului Sârbez, deci de aici, și din Valea Timocului. La fel avem și o expoziție de cărți publicate în limba română, aici la noi în Voivodina, de fondul Europa din Novi Sad și de Libertatea din Pancioa. Deci, cursanții nu au știut deloc limba română. Așa e, da. Ei nu au știut nimica de limba română și pot să spun că le interesează foarte mult și că vin regulat la cursuri. Ei sunt 4 cursanți, dar în seara aceasta a venit numai ele două, Ana și Tiana. Mă sper că o să aveți o seară plăcută și interesantă aici alături de noi. Avem ore o dată pe săptămână, numai durează un bloc de 3 ceasuri, înseamnă aia 8 ore de 45 de minute, fiindcă și ei sunt studenți și careva din ei sunt angajați și așa că așa ne-am organizat. De ce chiar aici, la Life College? Aici s-a format grupa, aici ne-au invitat pe noi toți să venim și să învățăm și așa a și început colaborarea noastră. De ce materie sunt ei interesați? Păi ei sunt interesați de totul ce e legat de limba română, de cultură, de literatură și așa mai departe. Înseamnă, noi am început, asta e un curs începător. Înseamnă de la bună ziua, mă numesc așa și așa și foarte mult ori învățat, foarte mult se trugesc, le place să vină la ore. Ana și Tiana sunt două din cei 4 cursanți care frecventează cursurile de limba română la Life College. Eu mă numesc Ana Samărgici, sunt din est din Serbia, din un sat care se numește Isicova Mare. Acolo se vorbește un dialect românesc, dar eu vreau să învăț și să vorbesc corect, cum se vorbește în România, să vorbesc limba română literară. Eu am fărșit Karlovačka gimnazia și sunt profesoară de limba sârbă, dar aici în Novi Sad locuiesc 9 ani și învăț în românește în școala Life College, merg la cursuri de limba română și este foarte minunat. Am învățat limba română acasă cu părinți la satul meu, dar aici la curs de limba română am învățat mai mult gramatica și multe cuvinte, noi și acuși pot să vorbesc mai corect. De ce am vorbit numai un dialect? Ai făcut vreo vizită în România? Nu, n-am făcut, dar vreau să călătoresc, deoarece am prieteni mulți în Craiova. Am o prietenă care studiază acolo și vreau să merg în România la vară. Studenții pot să fie de fiecare vârstă, și mai tineri și mai bătrâni. Invităm pe toți care sunt interesați să vină să învețe limba română. Bineveniți la noi, la Life College. În emisiunea